Salutare lume și bine v-am găsit la un nou episod de Dead by Daylight, episod în care o să jucăm cu 3 oameni. Pentru că da, ghiși ce, în momentul în care au rămas doar alea 5 secunde ca să intre toată lumea, unul și-a dat disconnect. Și n-am nici cea mai vagă idee cum a reușit să facă treaba asta, probabil a picat netul sau ceva, că n-avea cum să mai dea disconnect, nu de alta. N-am nici cea mai vagă idee, să mor eu dacă îmi dau seama, dar urât din partea ta, atât pot să spun. Dar nu-i problem, jucăm și așa. Ce se poate întâmpla atât de rău, în afară de faptul că să moară Bibi ce mă mănâncă piciorul acum? Ok, deja l-a luat pe ăla în primire. Măcar de l-ar lăsa pe ultimul să scape sau ceva, sau nu știu, să ne lasă și pe noi să farmăm, bla bla bla, chestii de genul. Oricum, cred că mai bag un meci. Oh, Jesus, e și scurafa. Bă, încep să urăsc killerul ăsta atât de mult. Nici măcar nu-i OP, dar urăsc. Îl urăsc, nu știu de ce, dar îl urăsc. Mamă, deci când văd câte o chestie din aia și nu știu ce killer e, sunt ceva de genul: ai să-mi trag palme, mă. Bă, momentan văd că toată treaba e liniștită, adică l-a luat pe ăla în primire, dar încă nu l-a prins. Deci e posibil să fie un baby killer, sau mă rog, un baby pig în cazul de față. Să sperăm că așa e, că reușim dracu și noi să scăpăm toți, deși nu prea cred că suntem trei, că dobitocul ăla și-a dat disconnect. Ce-ți-a viața în Dead by Daylight? Bă, nu știu voi, dar... Oh, îl văd pe ăla și o văd și pe ea. Nu venim coace. Maica mătii, nu venim coace. Nu, my fucking dick, nu. See ya! M-am cărat de aici. N-a fi antenă că i-a pus deja capcană, ești prost. Omule, nu știu cum să spun, dar ai grijă de ele, că altele nu mai primești. Ok, deci a reparat și ăla acolo, hai că suntem bine. Sper să treacă pe aici, să pot să mă duc să-l scop, să nu cumva să dea dracu să te uiți aici. Ok, se întoarce acolo. Nu vrea să-l lase pe ăla. Ok, am înțeles, eu trebuie să mă car dracu de aici. Asta este ideea, pentru că îl campează, am vaga senzație că îl campează și nu sunt curios să aflu, sincer să fiu, dacă este sau nu așa. Deci, hai să reparăm boss, ok, l-a scos pe ăla, nu știu cum dracu a reușit, dar l-a scos. Cumva, cumva. Hai să reparăm. Mamă, mi-e frică. Sincer că în orice secundă poate să vină să-mi dea o bucată pe la spate cu stealth-ul ăla al ei. Amanda Young este o mare nesimțită. Bă, dar nimic nu văd, mă. Nu se întâmplă nimic interesant pe aici, în afară de faptul că l-are capcana pe țeastă, cel mai probabil este alergat de killer. Și timerul lui se tot duce, și se duce, și se duce. Și eu stau aici și repar în liniște. Oh, jeez, văd ceva acolo, nu știu dacă e killerul sau e alt survivor. Oh, Jesus, e killerul. God fucking damn it. Me clește, mă. Așa, du-te unde ai treabă, dar numai să nu vin coace iar. Numai să nu vin coace iar. O, bun, hai că a scăpat și ăla de capcană. Oh my god, ce m-a încăcat pe mine. Oh, Jesus, glumești. Te văd. Iar tu nu mă vezi, pentru că ești chioară. Ok, hai că s-a dus. Hai da, boss! Fratele meu, Jamon, hai să reparăm! Bag acolo ca spartul, cam leader și proof thyself și o să reparăm ca niște orbi.
Bine, nu chiar orbi, semi-orbi că avem ochelari, dar mă rog, ai înțeles tu ideea. Hai că ăsta s-ar putea să fie mai easy game decât credeam, ne mai trebuie unul singur, bă, da, unul singur, mă. Come on, 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 that's it, oh, Jesus. N-a fugit ăla de prost. M-am prins prea târziu, îmi pare rău. It's not my fault, boss, don't hit me. Suși, mă. Hai să-ți facem tehnica lui Picus, ce zici, vrei? Mamă, n-am spațiu, băga-mi aș piciorul. Ah, pomul vieții. Îmi pune și capcan acum. Bă, am observat că faza asta merge de obicei să te uiți în spate și în ultima secundă să te întorci. Dar de pomul vieții, am trecut pe lângă el ca Chioru și nu l-am văzut. Oh my fucking god. Mamă, fii antenă că mă pune pe deal, mă face exemplu. Să nu faceți asta, copii, că e rău. Enervat skillerul. Dar să știi că nici nu te-a văzut acolo, mă. Sau... nu? Ok. Get me down, bitch. Get me down. Yes, bitch. Let me... dar de ce nu merge chestia asta? Adică... timerul n-a pornit, dintr-un motiv sau altul. Mamă, sper să nu vin aia încoace, că-mi bag piciorul. Lasă-mă să dau porcăria asta jos, atât te rog. Ok, l-a prins pe ăla. Ok. Fucking awesome. Trebuie să mă scap de prostia asta repede, ASAP. Dar între timp asta e să-mi dau eu heal rapid, că oricum văd că timerul nu merge dintr-un motiv sau altul. Și totuși, bă, mă întreb, cum Doamne Sfinte și-a dat ăla disconnect? Deci chiar sunt curios. Bă, deci eram în lobby, au trecut alea 5 secunde și decât îl văd, bum, iese din lobby. What the fuck is that? Black magic. Bă, da, eu mă întreb... oare killerul ăsta știe când ești la mașinările astea să scoți prostia asta de pe cap? Ah, Jesus! Lasă-mă în sărăcie să scot asta. Doamne Sfinte, tu glumești! Deci nu pierd timp în meci ca să repar, cât pierd timp ca să scot căcatul ăsta de pe cap. Tu ești pe bune? Ia să mă bag eu preventiv aici, că parcă văd că vine aia acum. Bine că ți-o dăduși tu jos și eu nu. Lasă-mă să încerc și eu. Aleluia. Sper că nu m-a văzut. Sper că nu m-a văzut. No, 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 tu nu m-ai văzut. Pleacă în sărăcie odată. Oh my fucking god. N-am încredere să ies, dar trebuie să ies. Și o să mă duc chiar cu sprint, tati. Bag piciorul, hasta la vista, boss. Mă duc să caut generatorul ăla la care am reparat. Oh, mamă. De ce am eu parte numai de meciuri din astea atât de idiote? Oh, cred că glumești în pana mea. Unde l-a dat pe la jos? Îmi bag piciorul, nici nu mai stau. Mă duc direct la poartă. Că am și din ăla, cum îi zice, ritual zilnic. Trebuie să deschid o poartă neapărat. Bă, băieți, îmi pare rău. Eu m-am dus. Și m-am dus cu viteza luminii. Ok, deci acolo l-a dat pe la jos. Cred că glumești în pana mea. Cred că glumești în pana mea. Mamă, fii antenă că după mine vine.
Deci l-a lăsat pe ăla și vine după mine. Dar bravo, mă, nene. Ce mai ca mătii ți-am făcut eu ție? Am fost cu minte, nu ți-am făcut jucuri, n-am făcut nimic, vai să-mi trag palme. Încă mai are capcane, tu glumești. Știam eu dintr-un motiv sau altul că trebuia să pun unbreakable pe Dwight. Mamă, de aș reuși să dau recover la maxim cât se poate să vină. Hai, boss, hai, vino și ridică-mă și pe mine, trei ți-ar ție neamul tău. Mamă, fii antenă că s-a băgat acolo, nu te cred. O să mă târăsc așa frumos până la poartă, că poate, poate, cine știe. Dar, vrei, ce căcat de logică e asta? Te iei după unul și după mă iei pe mine. Fă-mă și pe mine să înțeleg. Să nu-mi spui în puii mei care și Deerstalker că-mi bag picioarele. A, bă, careva și după mine, trăi varneamul vostru. Eu care voiam să-i las pe ei aici, știi? Hai, mă, miliți-vă și de mine. Aia e, l-a prins pe ăla. Hai da, boss, hai da. Aia e, mâncați-aș gurata, hai să mergem. Oh, geez, trebuie să dau prostia jos de pe cap, nu te cred. My fucking god. Te rog eu să mergi. Mai dă capul meu, deci nu te cred. Mi-a mâncat sufletul din mine prostia asta. Mai dă capul meu, deci nu te cred. Mă aștept să vină în orice secundă. Ăla a ieșit. Întrebarea mea este cum? A dat sfântul în sfârșit. Mamă, spune-mi, te rog, că e poarta deschisă. Spune-mi că e poarta. Oh, Jesus fucking Christ. Nu, 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 nu. Tu nu m-ai văzut, tu nu m-ai văzut. Mama mea, și nu pot nici să-mi dau heal. Băga mea și picioarele. Să nu vii, să nu vii. Bă, trebuie să recunosc faptul că meciul ăsta a fost intens. Deci chiar a fost mișto. Cu toate că m-a pus în dificultate în ultimul hal. S-a adus medkit-ul. Sau nu? Lol. Mă așteptam să fie gata. Și oricum nu cred că apuc să deschid poarta. Nu mă știi, nu mă știi. Ba mă știe! Să-ți moară măta, mă. Hai că apuc să ies, băga-mea și picioarele să-mi bag. Hai, dar vino să-mi dai o bucată să facem puncte. He he, fraiere, că am scăpat. Sunt prea bun pentru tine, mă. Sunt prea bun pentru tine. Cu toate că era să o mirlesc rău. GG killer report. Mare report, bă, băiatul. What the fuck? Deci stai să înțeleg și-o, tipul ăsta nici măcar n-apare aici. Cred că glumești, nu? What the fuck, deci... Bă, ce neregulă cu jocul ăsta? Ce neregulă cu el? Ok, hai că am asta. Achievement unlocked, Adept Dwight. Wow!
ca să vezi. Ma, dar nu mai am puncte, băgați-ai picioarele. Deci, ce am scos eu de pe Dwight, le-am scos pe toate. Am Leader, Prove Thyself și Band. Și ce avem noi la Shrine? Oh, da, boss, trebuie să iau neapărat a Nurse's Calling. Trebuie. Nu se poate așa ceva. Ia să vedem de ce ăla nu s-a dus. O să bag unde sta pentru meciul viitor. Bun, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, știți ce aveți de făcut. Un like, un share ca să vadă și prietenii voștri. Și nu uitați să vă abonați ca să nu pierdeți episodul următor. Noi ne auzim data viitoare. Hai, ciao-les!